Pentru următoarele minute, te invit alături de mine să descoperim care este legătura dintre număr și numeral, de câte feluri sunt numeralele, care sunt principalele caracteristici ale acestei părți de vorbire și, în final, care sunt sensurile cuvântului cardinal, ordinal și ordinar. Să începem! La matematică ai învățat cifrele și acum știi să faci diferite operații cu numere. Când numerele sunt folosite într-un text, acestea se încadrează într-o clasă de cuvinte numită numeral. Numeralul indică numărul și ordinea obiectelor prin numărare. Cuvintele 5 și 15 redau numărul pisicilor și al baloanelor. Din aceste două imagini. Cuvântul 133 redă numărul paginii dintr-o carte. Cuvintele 31 și 2021 indică numărul zilelor din luna iulie și anul 2021. Cuvintele prima, a doua, a treia, a patra, a cincea arată ordinea păsărilor prin numărare de sus în jos. Cuvintele primul, al doilea, al treilea arată ordinea cățeilor prin numărare de la stânga la dreapta. Pe baza exemplelor observate putem afirma că numeralul este o parte de vorbire care exprimă atât numărul obiectelor sau ființelor, cât și ordinea acestora într-o serie numerică. Numeralul cardinal cuprinde cuvinte care desemnează toate entitățile din șirul infinit al numerelor naturale de la 1 la n. De exemplu, 1, 10, 19, 20, 25, 100, 5000. 7526. Numeralul ordinal cuprinde cuvinte care indică poziția în cadrul unei mulțimi ordonate în conformitate cu succesiunea elementelor din șirul numerelor naturale. De exemplu, primul sau prima, întâi sau din tâi, al doilea sau a doua, al optulea sau a opta, al zecelea sau a zecea, al 21 lea sau a 21. -a. Lecțiunea numeralului se referă la modul în care această parte de vorbire își schimbă forma în funcție de gen și număr. Observă numeralele cardinale evidențiate prin culoarea galbenă în titlurile unor povești scrise de Ion Creangă. Punguța cu doi bani, soacra cu trei nurori, cinci pâini. Sau în titlurile unor povești scrise de frații Grim, cele șase lebede, cei șapte corbi, cei 12 vânători. În titlul cărții Al cincilea munte de Paulo Coelho, există evidențiat prin culoare numeralul ordinal al cincilea. În ceea ce privește categoria gramaticală a numărului, numeralul cardinal nu are această categorie, deoarece include informația numerică în sensul lui. Compară o pâine, cinci pâini. Numeralele cardinale o și 5 indică numărul. În schimb, numeralul ordinal are întotdeauna doar formă de singular: al cincilea, a cincea. În ceea ce privește categoria gramaticală a genului, numeralele cardinale sunt invariabile. Însă, există o excepție pentru numeralele 1, 2 și compusele acestora care se acordă în gen, cu substantivul pe care îl însoțesc. Observă exemplele 2 băieți, două fete sau 31 de ani, 31 de flori. În schimb, numeralele ordinale variază întotdeauna după gen. Al doilea elev, a doua elevă. Numeralul poate fi așezat înaintea substantivului, ca în exemplele trei nurori al cincilea munte, sau după substantiv, ca în exemplele nota 10, etajul 2. Completează spațiile libere din aceste trei enunțuri pentru a obține trei proverbe foarte cunoscute. Pentru a înțelege sensurile cuvântului cardinal, ordinal și ordinar, îți propun să rezolvăm împreună acest exercițiu, care presupune să asociem explicația din cuvinte cu imaginea potrivită. Să începe! Nordul este un punct cardinal important. Evident, Imaginea potrivită este aceasta. Fluturii cardinal nu sunt prea cunoscuți. Cardinal se referă la o specie de fluturi. În via bunicilor cresc struguri din soiul cardinal. Este vorba de un soi de struguri. În grădină se auzea ciripitul unui cardinal. Este vorba de pasărea Numită cardinal. Pentru a exprima locul unei persoane într-un grup se folosesc numerale ordinale, așa cum avem în acest exemplu ordinea celor patru copii: primul, al doilea, al treilea, al patrulea. Toți cardinalii citesc rugăciuni. Se referă la titlul specific ierarhiei. În biserica, Catolică. Copilul a avut un comportament ordinar. Este vorba de un gest vulgar. O fracție ordinară este o pereche de două numere naturale. Fracția din matematică. Numeralul cardinal este o parte de vorbire care exprimă un număr. Așa cum avem aici, în această imagine, numerele 1, 2, 3, 4 și, evident, toate numerele. Angajații au participat la o ședință ordinară. Ordinară se referă la o ședință obișnuită, desfășurată conform regulamentului. Așadar, ai Observat prin acest exercițiu diferite contexte de utilizare a celor trei cuvinte. Acordă o atenție deosebită pentru a nu confunda cuvântul ordinal, care are la final litera L, și cuvântul ordinar, care se termină în litera R.